de ani, o actriță tânără și frumoasă, m-a invitat să gătim împreună un tort vegan. Sănătos și gustos, vă recomand această rețetă pentru micul dejun sau, de ce nu, ca desert în zilele de weekend. Apoi mergem la psiholog. Loredana Stan, psiholog și fondator Soul Therapy, ne povestește cum să trecem mai ușor prin această perioadă. Sunt extrem de fericită pentru că o am alături de mine pe Ioana. Ioana Gingină, sunt convinsă că o cunoașteți cu toții. Mi-a făcut onoarea de a veni alături de mine să gătim ceva foarte, foarte bun astăzi. Ioana, ce o să facem? Păi o să facem o rețetă pe care eu am avut-o și pe blogul meu, ionaninghina.ro, și am să facem ceva răcoros și fără foc, să nu ne mai încălzim și mai tare. Exact, și fără zahăr, foarte important. Da, fără zahăr. Să ținem la siguranță, dar lumea trebuie să știe că dulciurile vegane îngrașă, dar sunt sănătoase. Bun, deci am zis că punem cașu. Ce-mi place să am invitați, că da. Ei fac treaba în bucătărie și am uit. Așa. Hai să punem mierea. Acum, eu, mă rog, ți-am zis acolo grame pentru că am zis că așa ajut mai bine. Ăsta are și cântar, termomixul. O lingură. Da. Așa. Dar, în principiu, poate pune, da, ca la sare și zahăr, după gust, știi? Adică, după gust, după ori. Cât își dorește de dulce să fie. Și acum, Ioana, da, hai să punem mierea pe 0, așa, 50 de grame, 50-70, cam așa, aha, okay. Eu. Opa. Să mai pun o dată? Nu, că e bine acum, dar probabil că nu l-a simțit. Și acum eu o să îi dau, adică să vedem cum arată fără apă, da? Și după aia, în funcție de asta, vedem dacă mai adăugăm sau nu. Da. Vedeți cum face gălăgie mare asta, vezi cum își culpesc cu copiii, atent că plecăm cu avionul, ca să nu se sperie. Eu zic că e gata. Perfect. Ce mai puteam să punem? Mă gândesc așa ce puteam să punem. Să punem în loc de ulei de cocos, puteam să punem unul de arahide sau... Dădeam tot așa, altă aromă. Da. Adică se poate... Important este o bază foarte... Sim, de obicei, banana și eu folosesc de dulciurile vegane ca și bază banana sau caju. Da. Și atunci asta e baza și acolo mai pun ce fel de unt vreau. La banana eu folosesc acum mai ales perioada asta, multă banană congelată și îmi fac înghețată. Bun, acum avem primul blat. Primul strat și putem să le punem la congelat. Da. Acum putem să începem blatul numărul 2, pe care ăsta e un avantaj că faci genul ăsta de tort, pentru că nu ai să sperie asta. Pentru că, în practica, ingredientele sunt cam aceleași lucruri, doar că acum o să punem și vișinele. Da, nu m-am făcut ușa așa să plecem pe aici așa. Deci, punem în caju. Așa. Dacă de data asta nu era asta ne iese. Așa. Deci, practic, al doilea strat, exact la fel ca primul, doar că mai adăugăm și fructele congelate. Așa. Abia aștept să mănânc. Bine, pentru să fie cu mult de fruct.
atât de, nu se doresc atât de tare. Mm-hmm. Mai ales că mi-am pus acum un ulei care nu e anul de dacă puneam ulei de cacao, de exemplu, se întărea mai tare. Mm-hmm. Era frică, nu știu, se îmbla și să fie mai tare. Asta a fost rețeta noastră de săptămâna aceasta, noi abia așteptăm să o savurăm. Cezara, zi-mi unde te găsim, unde putem să te vedem? Mă găsiți pe canalul de YouTube, Cezara Munteanu, pe Instagram, Cezara Mun, dacă Cezara Munteanu. Am pus Mun așa că îmi place mie Luna, mă cheamă Munteanu și am zis să fac o combinație, că se poartă numele astea șmechere pe Instagram. Și pe cezaramunteanu.com, acolo scriu, postez și aveți legătură.